Bună ziua, dragilor, și bun venit la o nouă lecție de geografie. Astăzi discutăm despre grupa nordică a Carpaților Oriental, numiți și Carpații Bucovinei și ai Marea Mureșului, datorită celor două regiuni istorice aflate în această zonă. Aceștia se desfășoară între granița cu Ucraina la nord, depresiunea colinară a Transilvaniei la vest, Podișul Moldovei la est și culoarul depresionar al Văii Moldovei la sud. Cuprinde o serie de șiruri de munți cu caracteristici deosebite, separate de depresiuni, cum ar fi depresiunea Oaș, Marea Mureșului, Dornelor și văi largi, cum ar fi cea a Bistriței, a Moldovei sau a Moldoviței. În partea vestică acestei grupe întâlnim munții vulcanici, Oaș, Gutâi și Țibleș. În partea centrală, cei formați din roci cristaline, Marea Mureș, Rodnei, Suhard, Opcina Mestecăniș, iar în partea estică, cei formați din roci sedimentare, Opcina Feredeu, Opcina Mare, precum și munții Bârgău, care, chiar dacă sunt dispuși pe linia munților vulcanici, sunt alcătuiți din roci sedimentare. Înălțimile munților din această grupă variază între 1000 de metri, chiar sub 1000 de metri în munții Oaș și 2303 metri, cel mai înalt punct în vârful Pietrosul Rodnei, care este și cel mai înalt din Carpații Orientali. În această grupă există o multitudine de depresiuni, văi, pasuri și trecători, care a permis realizarea unor legături între Transilvania, Marea Mureș și Moldova. Identificați pe hartă trei pasuri sau trecători din grupa nordică a Carpaților Orientali. Munții din această grupă sunt dispuși în șiruri aproape paralele, cu orientare pe direcția nord-vest-sud-est, cu excepția munților Rodnei, care au orientare vest-est. Munții din această grupă sunt acoperiți în cea mai mare parte de păduri de fag și conifere, aici fiind localizată una dintre cele mai importante arii naturale protejate din țara noastră, și anume Parcul Natural Munții Marea Mureșului. Pe lângă lemnul foarte valoros care este exploatat din pădurile aflate în munții din această grupă, din subsol sunt exploatate minereuri feroase, neferoase și roși de construcții. De asemenea, din această grupă izvoresc o serie de ape minerale și termale, care sunt captate la Vatra Dornei, Sân George Băi, Rodna și Borșa. Observăm în imaginea din stânga coloanele de bazalt de la Limpede, în județul Maramureș. Vreau să-mi spuneți voi ce este bazaltul și în ce domenii îl putem utiliza. Aștept răspunsul vostru în secțiunea de comentarii acestui video. Vă mai propun rezolvarea și următoarei sarcini de lucru. Identificați trei obiective turistice aflate în grupa nordică a Carpaților Orientali și prezentați-le pe scurt. Dragilor, atât pentru astăzi, eu vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept data viitoare la o nouă lecție de geografie. Până atunci, nu uitați să vă abonați la canalele de YouTube EduCred Gimnaziu și Lecții Geografie Geography Classes. Până data viitoare, eu vă doresc sănătate și succes!